Delegația României cu 9 medalii, dintre care 5 de aur și 4 de argint, a încheiat pe locul 3 în clasamentul pe medalii al campionatelor europene de notă de la Otopeni, după ce în ultima zi a obținut una de aur prin David Popovici și una de argint prin Vlad Stancu. Conform Digi24.ro, în clasamentul final pe medalii, Ungaria a ocupat primul loc cu 14 medalii, urmată de Polonia, cu 16 medalii, România cu 9, Franța cu 13, Italia cu 14, Turcia cu 9, Estonia cu 3, Marea Britanie cu 11, Ucraina cu 6, Bosnia cu 3, Belgia cu 5 și Danemarca cu 3. 25 de țări dintre cele 42 de participante au obținut cel puțin o medalie la Otopeni. Delegația României a câștigat 9 medalii la campionat tele europene de înot pentru junior de la Autopen 5 de aur, stafeta masculină 4 x 100 de metri liber, David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cosma și Patrick Sebastian Dinu. David Popovici la 200 de metri liber, 50 de metri liber și 100 de metri liber. Vlad Ștefan Stancu la 1500 de metri liber și 4 de argint, ștafeta mixă la 4 x 100 de metri liber. David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea, Rebecca Diaconescu. Bianca Costea la 50 de metri liber și Vlad stancul la 800 de metri liber și la 400 de metri liber. David Popovici din România și Mary Embra din Franța au fost desemnați cei mai buni sportivi de la campionatele europene de înot pentru juniori de la Autopeni, pe baza unui punctaj întocmit în funcție de cele mai bune performanțe înregistrate în competiție. Campionul român, deja dublu campion mondial de senior la 100 de metri și 200 de metri, titluri obținute în urmă cu două săptămâni la Budapesta, a cucerit la Otopeni 5 medalii, 4 de aur la 50 de metri liber, 100 de metri liber, 200 de metri liber, ștafetă 4 ori 100 de metri liber și un argin la combinata de 4 ori 100 de metri, conform digi24.ro.